Vești bune pentru mamele care provin din medii defavorizate. Ministerul Muncii informează că femeile din categorii vulnerabile, care au născut începând cu 12 aprilie 2024, pot primi tichete sociale de 2000 de lei. Astfel că mamele care se încadrează în criteriile de acordare pot merge la Direcția de Asistență Socială pentru a depune cererea necesară. Tichetele se vor acorda în maximum 90 de zile și se vor folosi doar pentru achiziționarea produselor necesare îngrijirii noului născut. Sprijinul vizează achiziționarea de produse esențiale pentru îngrijirea nou-născutului, precum scutece, produse pentru toaleta bebelușului, articole de vestimentație și produse sanitare și medicale pentru mamă și copil. Programul va dura 4 ani și tichetele se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut. Începând cu data de 5 august, a apărut în monitorul oficial ordinul ce prevede procedura de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic în valoare de 2000 de lei, pentru sprijinirea mamelor ce fac parte din categoriile vulnerabile. Beneficiază mamele care au născut în luna aprilie 2024. Direcția de Asistență Socială va identifica aceste categorii, dar pot să devină să și depună personal la sediul Direcției de Asistență. Lista cu destinatarii finali se va întocmi de către noi, iar tot prin Direcția de Asistență Socială se va distribui și etichetele în termen de 90 de zile de la primirea acestora. De acest sprijin beneficiază mai multe categorii de mame. Beneficiarele acestui sprijin sunt mamele care primesc venitul minim de incluziune, mamele cu dizabilități, mamele minore, mamele fără acte de identitate, mamele care se află în situații critice, cum ar fi calamități sau violență domestică, dar și alte situații, și mamele cetățeni străini sau cele care provin din zone conflictuale. Dacă în primele 3 luni după naștere copilul nu beneficiază temporar sau permanent de îngrijirea mamei, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat unui reprezentant legal desemnat.